Mâncărurile ușoare sunt cele mai recomandate în zilele caniculare. Sunt de părere medicii care spun că în această perioadă trebuie să consumăm cât mai multe fructe și legume bogate în vitamine și minerale. Acest sfat este destul de ușor de urmat, având în vedere că tarabele din piețe sunt pline cu astfel de produse de sezon. O salată de legume sau una de fructe poate fi ideală într-o zi călduroasă, în plus căpașii de corvoada gătitului și a coptului la aragaz. Atenție la banane, smochine și curmale care nu sunt recomandate pe perioadele de caniculă. Nutriționiștii spun că aceste fructe au un conținut ridicat de zahăr, ceea ce produce energie organismului. Ori pe perioadă de vară, organismul nu are nevoie de energie suplimentară, având în vedere că energia produce la rândul său căldură. Puteți, în schimb, să consumați piersice, caise, care sunt la fel de sănătoase, sau alte fructe de sezon. În această perioadă de evitat sunt și dulciurile, carnea grasă și prăjelile, având în vedere că din cauza căldurii, metabolismul devine mult mai lent. Consumând astfel de preparate, riscăm să acumulăm foarte multe grăsimi în organism. Acestea pot fi însă înlocuite cu peștele sau carnea albă. De asemenea, printre alimentele recomandate de specialiști pentru perioadele caniculare, sunt și cele care conțin potasiu, magneziu și calciu, cum ar fi iaurtul, sana și laptele bătut. Totuși, cel mai important lucru de care nu trebuie să uităm în zilele călduroase este hidratarea organismului. Cel mai important medicament în perioada de vară rămâne apa și nu neapărat 2 litri pe zi. Medicii spun că nevoile organismului diferă de la o persoană la alta și astfel unele persoane au nevoie de mai multă apă decât altele. Cel mai important lucru este ca organismul să fie hidratat. De asemenea, puteți consuma și ceaiuri, însă evitați băuturile alcoolice și cafeaua în perioadele caniculare, deoarece acestea deshidratează organismul. Și dacă într-o zi toridă vă gândiți să vă răcoriți cu o înghețată, mai bine uitați. Specialiștii spun că înghețata conține foarte mult zahăr, fructoză și chimicale, care nu sunt deloc sănătoase pentru organism.